Așa cum apostolul Pavel era aproape de punctul terminus al celei de-a treia sa călătorii misionare, și noi ne îndreptăm către finalul cărții Faptele Apostolilor. Ne aflăm în primul deceniu al celei de-a doua jumătăți a secolului I, undeva între anii 55 și 60. Până la sfârșitul primului veac, Imperiul Roman va cuprinde milioane de credincioși creștini, iar Pavel era una dintre cauzele acestei dezvoltări. Era iubit și se ocupa de mii dintre acești creștini. Odată ce au pus piciorul pe pământ evresc, Pavel și tovarășii lui au apucat pe drumul de coastă ce duce la Cezarea. L-au vizitat pe Filip Evanghelistul, care literal înseamnă cel ce aduce vești bune, timp în care Duhul Sfânt îi va descoperi în câteva rânduri lui Pavel ce urma să-i se întâmple în Ierusalim, ca să-și dea seama dacă era gata să plătească prețul. În pofida insistențelor ucenicilor, Pavel era hotărât și dornic să-și facă bine treaba și să-și ducă misiunea până la capăt. De aceea va mărturisi, citez din Faptele 21, versetul 13, eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Biserica din Ierusalim i-a făcut lui Pavel o primire călduroasă. El era un misionar veteran, care purta în trupul său semnele Domnului Iisus. Aici, în capitală, Pavel se întâlnește mai întâi cu Iacov, fratele Domnului Iisus, care era liderul bisericii din Ierusalim. Pavel i-a descris cum lucra Dumnezeu în mijlocul evreilor și neamurilor deopotrivă, atât în Asia cât și în Europa, și ce mulți erau cei ce primeau Evanghelia cu încântare și îl glorificau pe Dumnezeu. Apoi lucrurile au degenerat puțin. Câțiva au răstălmăcit cuvintele lui Pavel și l-au acuzat că ar fi propovăduit că evreii credincioși nu mai trebuiau să țină legea lui Moise. Ceea ce învăța Pavel era că în Iisus suntem la fel, fără deosebire. Atât evreii cât și neamurile sunt mântuiți doar pe baza harului lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos. Pavel ajunge să se confrunte și se grăbește să clarifice o dilemă. Nu există o biserică creștină evreiască și o biserică creștină a neamurilor, ci o singură biserică a lui Iisus Hristos. Un evreu care se întoarce la Hristos nu încetează să fie evreu. De aceea, credincioșii dintre evrei îl roagă pe Pavel să consimtă la o demonstrare a bunei sale credințe și la o evidențiere publică a încredințărilor și practicilor sale. Citez din Faptele 21 de la versetul 23. Fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Am încheiat citatul. Apostolul nu se împotrivește pentru că dorea să le câștige atenția și inimile. Dar, așa după cum deja știa, pentru că fusese înștiințat, îl așteptau necazuri. Și nu i-a luat mult lui Pavel să se pomenească în mijlocul lor. Despre ce anume este vorba, vom afla data viitoare.